fel de cuplegare nebarusă, avem ca două situații. Dacă ne aflăm într-o zonă în care locuiesc compact reprezentanții minorităților naționale cu Camorul, acolo va funcționa formula școlilor de circumscripție. Din trei instituții vom crea una de circumscripție în care vom concentra resurse financiare și pe care vom transforma într-o instituție educațională model. Deci vom merge pe formula școlilor de circumscripție. În situația în care într-un raion anume avem doar o școală înconjurată de școli naționale, acolo, evident, școlile trebuie să recunoaștem vor fi privilegiate. Ele vor rămâne cu numărul de elevi pe care le au și ele vor funcționa în regimul care a funcționat până la acest moment. Este clar că în ambele cazuri nici sub o formă nu putem vorbi despre strangularea acestor școli, despre lichidarea acestor școli. Ele vor continua să funcționeze în două regimuri în funcție de, faptul unde ne aflăm. Într-o zonă unde alolinghii locuiesc compact sau într-o zonă în care școlile ruse reprezintă mici insulițe educaționale. Și atunci, în cazul în care se... Iată, în instituțiile de învățământ superior, sunt 20% locuri alocate pentru cei cu etnicii ruși. În școli, sunt școli cu predare în limba... pentru toți acei care vor să-și facă studii în limba rusă. Păi da. Se creează condiții pentru anume învățarea în limba rusă. Ce se face pentru a încuraja atunci învățarea limbii române și de către etnicii? De bine ați spus, încurajarea. Ea trebuie să vină despre societate. Clasa politică din Republica Moldova trebuie să ofere un regim existențial în care o bună cunoaștere a limbii de stat care este limba română constituie premiza fundamentală a ascensiunii în societate, care constituie factorul de bază pe care poate fi construită o carieră. Și iată, în felul ăsta, acesta vom încuraja, așa am lucrat la nevoie. Și de altă parte, orice instituție vine cu servicii respective. Ea oferă posibilitatea de a cunoaște limba, literatura română prin specialiștii săi. Să-i cunoaștem deocamdată, societatea moldovenească nu oferă modele prin care observi că bună cunoaștere a limbii române constituie cheză și a succesului social. Dar vor fi făcute, nu știu, acțiuni concrete pentru încurajarea lor, trebuie ca în societate orice specialist să înțeleagă că fără cunoașterea limbii de stat, a limbii române, nu își poate construi o carieră. Deci, în felul ăsta îl încurajăm să studieze limba. Pe de altă parte, ați văzut chiar în sesiunea de BAC, am pus note negative tuturor acelor care nu cunosc limba și literatura română. Și în felul ăsta, credem că tot într-un anumit fel am încurajat să învețe limba de stat a Republicii Moldova. Că este o problemă. Învățați studenții în limba rusă, devin specialiști în domeniu și atunci deja se angajează în domeniul respectiv și ei nu mai vor, având un serviciu, nu mai vor să mai învețe. Da, fiindcă necunoașterea limbii române nu este pentru ei un impediment în activitatea profesională sau chiar în cariera politică. De câte ori am observat cum importanți funcționari de stat nu cunosc limba Republicii de stat a Republicii Moldova, nu cunosc limba română. Deci urmează să facem ordine în acest sens și atunci, cu siguranță, limba română se va regăsi la ea acasă, cu siguranță. Și o întrebare. Ținând cont că se vorbește foarte mult de integrare europeană, de ralierea cu statele europene, limba engleză este o limbă foarte populară în Uniunea Europeană. Totuși, la noi mai puțin se studiază engleză, se studiază limba rusă obligatoriu din a 5-a până a 9-a și o limbă străină care poate fi la alegere, engleză, franceză, etc. V-ați gândit poate la modificarea curriculumului pentru introducerea obligatorii, de exemplu, a limbii engleze și ca limba rusă să fie opțională, adică să fie schimbate lucrurile. Bineînțeles că am studiat foarte atent situația care există în mediul școlar și am ajuns la concluzia că situația în care vom pune doar o singură limbă, chiar dacă este vorba despre limba engleză, vom crea o discriminare vis-a-vis de alte limbi care sunt dorite de elevii noștri. De aceea o să rămână la discreția, la dorința, la atitudinea elevilor de a-și alege aceste limbi. Școala le va oferi condițiile necesare pentru a studia aceste limbi. De aceea, deocamdată, nu ne gândim la
la obligativitatea studierii unei anumite limbi, de exemplu, a limbii engleze. Da, eu mă gândeam, de exemplu, dacă s-ar putea schimba, pentru că limba rusă este o limbă obligatorie, să fie schimbată limba rusă cu limba engleză, dacă e posibil așa ceva, un astfel de scenariu. În general, aș opera cu obligativitatea studierii unei anumite limbi. Eu obligativitatea aș aplica-o doar în cazul studierii limbii române, care este limba de stat, nici Moldova. În rest, depinde de dorința copiilor și în funcție de spectrul dorințelor sau intereselor existente pe vari paliere ale sectorului educațional, vom oferi posibilitățile respective. Fie că este vorba limba engleză, franceză, rusă sau spaniolă, spre exemplu.